uită la voi. Mi-i pipia lor, da. Bă, nu mai bate nimeni. Filip, faci bărți ca noi? Da. De pe noi faci bărți ca noi? Da, da. Bafta, Ionela. Mulțumesc. Just have to check something. On the other side? Can you turn both? Please, sorry. Gosh, great. Bravo, mă! Ce curs a făcut nebuna asta mică? Mama olandeză! Bravo, Vasile! Da, a ieșit bine până la urmă. Sperăm și mâine să luăm cât mai multe. Pe trei! Bravo, mă! Pe trei, da! Felicitări! Mamă! Mamă, ce curs! A spart gheața! Bine! Oh, bravo, Ionela! Ce curs a făcut nebuna! Mare antrenor, Vasile! Unde e, mă, Vasile? Unde ești, mă, Vasile? Vino, mă, bravo! Vasile! Mai ai două! Vrei să fii un antrenor foarte bun? Mai ai două ca la Ionela! Hai pe acolo la premiere, grupa. Hai acolo, hai la premiere, haide! Hai România! Cu toate pânzele sus, toate pânzele sus către CEO Paris 2024. I can translate in English if you want. Lane 3 for Italy. Entering synchronicity of the blade work. It's China who made the early impression. Up at 53 strokes a minute still. Místo na mistrovství světa na druhém místě nakonec Číňané s rozdílem pouhých 0,2. Němci na třetím místě. Takhle tedy budou vypadat medailisté, kteří se v dalších minutách také objeví tak, abychom je mohli dekorovat společně s našimi vzácnými hosty jako čtvrtí Španělé na pátém místě. Zástupkyně Mezinárodní veslařské federace 2022 se stává reprezentantka Rumunska Ionela Kozmiuk. Rumunska.
Váš potlesk patří těm nejlepším. Má čtyřka letních vlak mezi ženami a dvě posádky Spojených států a Itálie. In lane one, for the United States of America, Grace D'Souza, Sarah Mayanti, Cara Stavitsky, and Elizabeth Martin. And in lane two for Italy, Valeria Ferrazza, Giulia Mignani, Silvia Grosio, and Ariana Noseda. It's a rapid style for the Italians. Goodness me, they've taken a half a length nearly out of New Zealand of the USA in the first few strokes. Absolutely blistering stuff. They matched the rating as well. Both at 46, it's nearly a length now. Can you believe it? Noseda crossing. Oh, ce moment frumos! Câtă muncă în spatele acestei medalii. Cum e, Ionela? Fain! Frumos, chiar... mai am două astfel de medalii care cântăresc foarte mult pentru mine, însă medalia asta câștigată singură, cred că e chiar cea mai frumoasă. A fost o cursă nebună, a fost, sincer. Da. Nu știu cum ați trăit-o voi de pe mal, însă eu acolo am fost focusată pe ce am avut de făcut și mă bucur că s-a încheiat așa. Ai venit pe ultimii 500 de metri printre cele două bărci, Noua Zeelandă și Olanda, și ai trecut prima, ți-am auzit chiutul de bucurie, nici nu mai știu să vorbesc. A fost o descătușare psihică? Probabil, cred că în momentele alea de încărcare fizică și tensiune maximă, nu prea mai știi ce faci, dar dacă am chiuit, eu nu mi-aduc aminte, mă bucur. E o medalie care ți aduce, vrei, nu vrei, motivația de a merge mai departe? N-aș vrea să vorbim despre asta acum, tu știi câte ceva. Însă, nu știu, momentan vreau să mă duc acasă, să mă bucur de vacanță și o să iau decizia asta în tihnă, ca să zic așa. Ninel al tău a spus că tu trebuie să spargi gheața și să deschizi sacul de medalii. Doamne ajută, Doamne ajută! Păi așa să fie, hai că am spart-o fix cum trebuie. Mâine o să fiu tot aici și poi mâine cu sufletul la gură să-mi urmăresc și să-mi susțin colegii și familia, că toți trei concurează și sunt convinsă că o să-i vezi la fel de bucuroși cum mă vezi pe mine acum. Mulțumesc mult! Și ție vacanță plăcută, dar nu prea lungă. Mulțumesc! Mai vedem! Dacă ar fi să descrii săptămâna aceasta în doar câteva cuvinte, ce îți vine prima dată în minte? Fric! Fric! Așa. Ploaie, care înseamnă belșugă. A fost o săptămână foarte frumoasă.
avem toată susținerea de care avem nevoie aici. Avem o echipă medicală desăvârșită condusă de domnul dr. Vasile Oșan, care este aici lângă noi, dar nu ne aude. Da. și antrenori numai, totul la superlativ. Și cât de dulce este medalia asta? Cu ce poți să o... Sper să nu fac diabet. Atât de dulce este. Da. După frig îndurat, te încălzește? Da. Chiar da. Contrajur așa, dar tot v-am recunoscut. Da. Galoși norocoși. Șosetele. De la laboratorul de șosete. Foarte bă. Le recomand. Reclamă neplătită. Da. Pentru campioni, care da. Fac campioni. Să știi că chiar au o cutie care se numește Cutia Campionilor. Și șosetele astea ne le-au făcut special pentru Tokyo ei. Da. Domnul Ilie Pană, așa îl cheamă. Să dai asta. Da. Am vorbit atâta, încă nu știu ce mai pot eu să spun, că vezi că sunt răgușită. Păi, da, există explicație și o să se vadă pe imagine. Există explicație. Zic, Ionela, ne-ai auzit așa de pe mal cum strigam la tine? Zice, da, s-auzea foarte clar. Știți ceva? Nu mi-a plecat strocociu și n-am știut nici unde sunt, nici cât mai am. Zic, s-a dovedit că uite cât de bine ai putut să controlezi cursa și ce cursă fantastică ai putut să faci, exact o cursă de o adevărată campioană, de o adevărată sportivă, performeră și profesionistă, pentru că trebuie să ai un psihic tare, să poți să controlezi și să termin cursa la nivelul acesta. Dar să nu uităm, Ionela este dublă campioană mondială, Ionela este finalistă la Jocurile Olimpice, Ionela este un sportiv, cum eu cred că fiecare antrenor și-ar dori să lucreze cu un sportiv cum este Ionela. Ionelei nu trebuie să-i spui de două ori ce trebuie să facă, pentru că ea știe foarte bine ce trebuie să facă, așa că și la acest mondial a știut foarte bine ce vrea de la ea. Și mă bucur că și-a încheiat anul competițional cu această medalie frumoasă, o medalie care îi dă o altă stare de a reveni în cantonament și a se alinia standardelor nu tocmai ușoare, simple, ci extrem de grele pentru calificarea și, bineînțeles, obținerea de o medalie cât mai strălucitoare la Jocurile Olimpice de la Paris, care vine cu niște pași atât de mari și atât de repezi, încât nici nu-mi vine să cred că din toamnă, după o bine meritată vacanță, sportivii vor reveni în cantonament și vom intra cu toții în linie dreaptă pentru calificări la Jocurile Olimpice. O recomandare pentru cum să trăim ziua de mâine, între atâtea finale? Of, dacă aș ști să vă spun cum să trăiți, v-aș spune, dar va fi o zi extrem, extrem de grea, pentru că stăm aici de câteva zile și vedem cam cum reușești să ajungi în finală. Nu mai zic să te bați la
cucerirea celei mai strălucitoare medalii, că acum poți să fii pe 1, acum poți să fii pe 6. Dar un lucru este cert și eu îmi doresc enorm de mult ca munca lor să se revadă în cucerirea de medalii, pentru că sunt o generație și un lot de sportivi extrem de buni, extrem de muncitori, dornici de performanță și de reeditare a performanțelor, și va fi enorm de greu. Vom trece de la agonie la extaz după fiecare cursă, dar asta ne va întări, ne va pregăti pentru viitoarele campionate, că sunt ele europene, mondiale și, bineînțeles, pentru Jocurile Olimpice. Mulțumesc. Spuneam zilele ieri. Vin odată, pleacă odată, se susțin atunci când, nu știu, un echipaj pierde, celălalt câștigă, ei își împart și succesul și insuccesul și bucuria și necazul aici împreună. Și normal că fiind și un lot atât de numeros, ar fi extraordinar de frumos toată lumea să câștige. Dar ei știu foarte bine că obiectivul, ei nu au obiectiv impus de către federație. Ei singuri și-au pus obiective. Noi ne dorim doar să se lupte cu cei mai buni, ca și noi, cei din spatele lor, să putem avea o motivație de a fi mai buni decât suntem, pentru că este extrem de greu și trist, aș putea să spun, și eu am prins aceste momente când din vârf, ca sportivă, am ajuns jos la podea, când mulți nu ne dădeau nicio șansă și nimeni nu mă încuraja, ci marea majoritate îmi spuneau că trebuie să mă obișnuiesc cu aceste rezultate, și normal că eu nu pot să accept acest lucru, să vin aici, să stăm împreună și să ne uităm cum ne cântă muzica, că de fapt cam asta e, după ce trec cei mai buni, până trece ultimul din tribune, se pune muzică. Nu mai îmi doresc să trăiesc asemenea momente și bineînțeles că îmi doresc ca nici ambiția să nu mă părăsească, pentru că n-am acceptat niciodată că acele rezultate au fost sfârșitul canotajului românesc. Ci pur și simplu, cred că atunci când îți dorești enorm de mult să reușești, trebuie să faci tot posibilul, tot posibilul, și în primul rând să iubești ceea ce faci și să te sacrifici poate de 1000 de ori mai mult. Și cu siguranță că rezultatele vin, pentru că întotdeauna trebuie să căutăm soluții de a ieși din această situație. Nu pot să accept că sportul nu mai este unde a fost, nu mai poate fi unde a fost, ci am demonstrat că suntem un popor talentat, nu ducem lipsă de talente, dar aceste talente trebuie susținute. Această bucurie trebuie înlocuită cu o finanțare pe măsură, cu o susținere pe măsură, cu o vorbă bună, pentru că asta contează enorm de mult, și cu siguranță că și sportul poate să revină acolo unde a fost. Nu, numai cu dorință nu este suficient. Ok, mulțumim mult, să vedem mâine.